Dar pe Facebook tot așa? A, am înțeles că ai postat, că nu participi la o dezbatere și deja câte like-uri? Cred că am 12.000 de like-uri, dar nu că nu particip la o dezbatere. Voi participa la fiecare dezbatere. Nu particip la emisiuni înscenate. Înscenate. Cum am înscenat-o noi pe asta acum, dar e înscenată mai de mult, nu e de azi de... Da. Păi există și emisiuni înscenate în România? Eu așa cred. Ce am văzut aseară la Mihai Gâdea cu Elena Lasconi a fost de-a dreptul scârbos. A fost înscenată. Sau... ciocnit ei prunele, au vorbit despre... Au ciocnit prunele. Dai timp dacă te uiți la ciocnirea prunelor, adică... Da, stăteam în pat. George, hai să-ți dau greu la început și după aia, pe parcurs, după ce se termine emisiunea, s-ar putea să fie și mai... Anthony Blinken va merge la Kiev pentru a anunța că Statele Unite vor autoriza Ucraina să folosească rachete americane în Rusia. Cum comentezi? Este poziția Statelor Unite ale Americii. Așa? Este o poziție care s-ar putea să aibă repercusiuni asupra Statelor Unite dacă iau această decizie unilateral. Așteptăm să vedem rezultatul alegerilor din Statele Unite din 8 noiembrie, să vedem dacă există o viziune diferită din partea noului regim care se va instala la Washington, având în vedere că politica lui Donald Trump a fost întotdeauna pentru pace, la fel ca și politica mea. Dar ești din ce în ce mai președinte, adică ești atent la place, tot... Da, da, ești atent la tot ce spui, îmbrăcat la 4 ani. Sigur, adică... și privesc cu atenție. Față de acum 4 ani când ai venit, erai... rupt în comunicate. Nu, împrăștiat. Nu era vorba de... Dar erai, atacai în toate părțile, adică nu te uitai nici în stânga, nici în dreapta. Sigur, acum am o singură țintă. Care? Marcel Ciolacu. Contracandidatul. Deci confirmi? Păi nu e Lasconi, nu e Ciucă. Am văzut că mai mult îl ataci pe Ciucă. Pe Ciucul nostru? Da. Cu ce aș putea să-l atac? Și pe Joana. I-a scris cineva o carte admirabilă în care povestea... Zici mie cum era la voi în copilărie, în Oltenia. Cu cireșe, cu cireșii sau cu cireșele mare? Aveați cireșe, dar avea și portocali. E vremea un pic mai altfel în Oltenia. Aveam portocale mici. Nu știu, că așa i-a scris cineva în carte. Că ce? Că își aduce aminte de sărbătorile de iarnă în copilărie, că avea portocale. Înțeleg că a venit dintr-o familie modestă, cum de unde provin și eu și de unde provin și tu. Nu îmi dau seama de unde avea portocale de Crăciun. Păi, dar tu ai citit cartea sau ai citit pasajele? Mi-au citit-o alții, cum mi-au scris-o și domnul Ciucă, cartea. Te-ai uitat la emisiunea Mircea Dinescu? Știi cum... Ostropelul cu saramura de pui? Nu, aș fi curios să merg acolo pe Dunăre, mai ales că ne-au împrumutat lăutarii. Erau lăutarii tăi? Da, era Iancu Jianu cu Gaciu, Constantin Gaciu. Aoleu, câtă treabă în țara asta. Ca să fim corecți, prima oară au fost lăutarii lui Dinescu și după aia s-au lansat pe scena națională. Eu de la Dinescu i-am văzut prima oară. Da. Pe normal că n-ai fost niciodată la festivalul de tarafuri și fanfare pe care le organizezi de vreo 20 de ani. Dar erai mic. Nu m-ai invitat, tu inviți ca și la ziua ta, doar pesediștii. Erai pe Moldova. Erai pe Moldova. Acolo, da. Erai pe Moldova, erai prin Basarabia, pardon, Republica Moldova. Dar am văzut că l-atași mai... De ce l-atași pe Ciolacu? Vrei să intri în turul 2, trebuie să-i atași pe cei care au șansa să intre în turul 2. Pe Joana, pe Lasconi, pe Ciucă, nu? Eu cred că pe oricine ar pune PSD-ul candidat, o să ajungă în turul 2. Am văzut exemplu cu Viorica Dăncilă și am văzut alte exemple. PSD-ul este un partid mare din punct de vedere al numărului de membri și probabil că Marcel Ciolacu o să fie contracandidatul meu în turul 2. Păi, și atunci de ce l-ataci de acum? Mă gândesc că... Păi ce? Păi și în turul 2 cu ce mai ataci dacă l-ataci de acum? Sau te încălzești pentru turul 2? Nu, dar tocmai înainte de a începe emisiunea dumneavoastră, înțeleg că domnul Ciolacu, la un alt post de televiziune, a făcut o afirmație că sunt agent imobiliar. Tu? Da, eu sunt. Păi scoți casele alea în 12 zile sau cum le faci? Ce pui prima dată? Ferestrele, bănuiesc, nu? Prima oară se pune temelia, iar la o casă care are doar parterul, poți să faci temelia și poți să faci fundația într-o zi, fără probleme, se usucă. Unii au spus, nu, domnule, trebuie să aștepți 21 de zile. Sigur, pentru imobile cu mai multe etaje, trebuie să aștepți să se usuce în 15-20 de zile. Și autorizațiile în cât timp le iei? autorizațiile, dacă e cazul, dar eu vorbesc despre planul Simion, în care de autorizații, de utilități și terenul se ocupă statul român. Păi de asta mi-era teamă, că durează mult că se ocupă statul român. Dacă este condus de Claus Iohannis, care timp de 10 ani ne-a promis România educată, dacă este condus de George Simion, care este un tip mai dinamic, iese mai repede. Dacă el ne-a promis România educată, tu ce România ne promiți? O Românie activă și o Românie bogată. Pentru că România este o țară bogată cu o populație sărăcită. Mie mi se pare de-a dreptul nedrept să vezi pensionari cum stau cu mâna întinsă la guvern și cum își plâng de milă că li s-a tăiat din pensie sau că li s-au tăiat din punctele din pensie. Cum ar veni țară tristă, plină de umor, și țară bogată, plină de săraci, nu? Din păcate, 33% din populația României este sub pragul sărăciei. Îi văd pe cei care sunt colegii mei de opoziție, pe cei de la USR, cum fură din banii săracilor. USR fură din banii săracilor? Doamna Lasconi a dezmințit acest control făcut de parchetul european, dar acest control este cât se poate de real și vizează exact fondurile europene care trebuiau să meargă către populația care e în risc de sărăcie. S-au dat acele contracte către niște firme de apartament. Rămâne de văzut dacă doamna Lasconi e implicată sau nu în acel dosar, dar și doamna Clotilde Armand este trimisă în judecată cam pentru aceeași chestiune. Și pe seama săracilor ajung mulți care dau consultanță, care fac training-uri. Am văzut și cu romii se întâmplă la fel, care e o minoritate care este expusă riscului de sărăcie. Da. Vei participa la dezbateri cu ceilalți contracandidați? Sigur că da, abia aștept. Vreau să-l văd pe domnul Ciolacu când îmi zice că sunt agent imobiliar și să-i dau exemplu de candidați pe care dumnealui îi susține, de exemplu în Statele Unite, similar ideologic cu Partidul Social-Democrat, dacă Partidul Social-Democrat ar avea o ideologie. Kamala Harris, nou premier britanic, toți vorbesc despre locuințe sociale, despre cum pot scăpa populația din sărăcie. Sunt două metode, una în care să le dai o undiță, să înveți o meserie, să îi îndrepți către o educație care să le permită să iasă din sărăcie. Cealaltă opțiune pe care am văzut-o în România din partea actualului guvern, să dai pomeni electorale. Să dai tichete, să dai ajutoare sociale, să ții oamenii prizonieri. Tu nu vei mai da ajutoarele sociale? Ca să știe oamenii la ce se așteaptă. Da, e foarte bine să știe. Deci nu vei mai da ajutoare sociale. La ce se aștepte. La toți oamenii care pot munci, care au două mâini, două picioare, sunt sănătoși, trebuie tăiate ajutoarele sociale, pentru că avem un mare deficit în forța de muncă. Totodată, guvernul trebuie să lucreze și conducerea țării trebuie să lucreze pentru a crea locuri de muncă bine plătite. Nu bagiocura reprezentată de salariu minim din prezent.